Care este legătura dintre ISO, diafragmă și pântexul? Ajung să înțelegi de ce ți se întâmplă lucruri din imagini și de ce nu ți se întâmplă. F11, ISO 800. Ce timp de expunere are? 1.50. Vreau să vă întreb, care din imaginea asta este expusă corect? Prima, nu? Această zonă din imagine vrea să fie expusă corect. În TV noi ne alegem timpul de expunere și apar să calculează diafragma. Deci rezistanța asta focală este mai mare, crește jurul ăla. Și ăsta este volatil. Mentoring, parțial mentoring, spot și center weight average. Da, da, da. Este foarte important să știi în fiecare moment unde să-ți faci focusul și unde să-ți măsori. Facem focusul pe el și măsurăm lumina pe el, nu? Că pe el vrem să-l expunem, nu pe altcineva, da? Dar sunt și cazuri în care nu vrem să se întâmple lucrul ăsta. Ne dorim ca personajul ăsta să iasă sub forma unei siluete. Și atunci vom face focusul pe personaje și cu steluță și punctul central vom măsura lumina cu totul la o parte din imagine, într-o zonă mai luminoasă. Expunerea s-a lucrat la 1:20, indiferent unde mă prind eu cu aparatul. Aputorul trebuie ținut și steluță sau se... Nu, doar se apasă o dată. Și în momentul ăla îi spuneți că vreți să blocheze expunerea pentru acea zonă. Și acea zonă va ieși expusă corect. Dacă vrem ca și subiectul să fie expus corect, focalizăm, blocăm expunerea, reîncadrăm și declanșăm. Se focalizează și se reîncadrează. Se reîncadrează ulterior. Unde vrei tu în cap? Apeși steluță cu centru pus pe ea și declanșezi. Vezi? Vom fotografia bucata de film. Îi dăm set și refacem poza inițială. Cele mai mișto cadre când am să defocalizat. Geneza unei imagini la SLR nu se termina odată cu declanșare. Deci o imagine n-ar trebui să fie gata odată cu declanșare. Cel mai important lucru pe care îl înveți de la fotografie este faptul că ajungi să nu mai treci indiferent pe stradă, la detalii. Descoperă lume nouă, descoperi lucruri pe care nici nu te-ai gândit vreodată că ar putea exista sau că se întâmplă. La fotografie e bine să fii curios, cât mai curios. Fotograful este genial, pentru că reușește să găsească atâtea ocazii la fotografie și atâtea situații, pe lângă care noi toți și la răscrie și pe care nimeni nu le pozează. Mă discurea că noi avem senzația că fotografie se joacă. Îi face mai serioasă chestii de care sunt incapabil în momentul ăla. Dacă nu simțiți nevoia, nu scoateți aparatul. Da. Asta este povestea cu fotografia. La un moment dat o să fie o stare așa de spirit. O să ajungeți să o trăiți, să vă bucurați de ea și, așa cum a povestat, să vedeți cadre pe stradă. Cam asta e despre fotografie. V-am zis eu că 10 minute durează, dar... Nu durează, dar...